Incendiu violent la un grup de locuințe în IAS Nicolae Bălcescu. Pompierii militari au fost solicitați în această dimineață să intervină de urgență. La fața locului au ajuns autospeciale de la detașamentele Medgidia și Palas, dar și o autocisternă de la Media. Din fericire, incendiul nu a fost soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. Acoperișul locuințelor a fost distrus pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, dar și bunurile din două camere.